Viața depinde de alegeri. Mi-a plăcut foarte mult felul în care s-a exprimat un cadru didactic care face parte în prezent din programul Teach for Romania. Poți alege să te lamentezi, poți alege să critici sau poți alege să te implici. Teach for Romania este, de altfel, singurul program de la noi din țară care pregătește cadrele didactice care aleg să predea cel puțin 2 ani într-o comunitate vulnerabilă. Astăzi discutăm din nou după o perioadă, într-adevăr, de ceva timp de când nu ne-am văzut și nu ne-am auzit, cu Mara Niculescu, este director fundraising, comunicare și advocacy în cadrul Teach for Romania, bineînțeles. Vorbim despre Academia Copiilor, dar vorbim și despre Academia de Leadership și Pedagogie. Cele două programe merg așa mână în mână. Academia Copiilor este o școală de vară dedicată elevilor din 7 state din Comuna Udești, județul Suceava, bineînțeles, în care vor exersa împreună bucuria de a descoperi lucruri valoroase despre ei și despre lumea în care trăiesc. Vă spuneam că acest program reprezintă partea de practică pedagogică, componentă a Academiei de Leadership și Pedagogie. Este singurul program din cadrul Teach for Romania aplicat de formare accelerată pentru profesorii care predau în comunități vulnerabile, care îi pregătește pentru a genera o schimbare sustenabilă, atât în sala de clasă, cât și dincolo de aceasta. Adică, mai exact, implicare, devotament și ceea ce învățăm dăm mai departe, căci așa este bine să facem și nu numai în comunitățile vulnerabile, ci în viața de zi cu zi. Mara Niculescu, așadar, alături de mine în Viva Trafic. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumim tare mult pentru invitația la dialog de astăzi. Cum decurge programul în prezent? Pentru că, iată, Academia de Leadership a început la începutul lunii iulie, în dată are loc și finalul acesteia, iar Academia Copiilor se desfășoară, dacă nu mă înșel, până pe data de 6 august 2023. Deci cele două programe merg mână în mână. Sunteți în județul Suceava, la noi acasă. Vreau să știu care este pulsul până în acest moment. Energia este absolut fantastică. Avem ocazia de a lucra anul acesta cu un pic peste 500 de copii care merg la mai multe școli, structură din Udești, în această tabără de vară, în această școală de vară care deja a devenit un eveniment foarte mare. Sunt sute de oameni, așadar, în jur de 200 de adulți, 500 de copii, este forfotă mare, se învață foarte mult, dar de asemenea se și experimentează o bucurie mare a învățării. În definitiv, așa ar trebui să fie învățarea tot timpul, cu bucurie, dar asta experimentăm în zilele astea, bucurie, curiozitate și așa, sentimentul acesta de așteptare cu nerăbdare a primelor zile de școală în septembrie, când se va vedea efectul antrenamentului care se întâmplă acum. Așa cum bine spuneai, Academia Copiilor este practic ultimul segment al acestui program de formare pe care noi îl oferim deja de 10 ani profesorilor care aleg să meargă pentru a preda în comunități, mai precis în școli vulnerabile din România, în general în mediul rural, dar nu numai. Este vorba despre profesori care au experiență anterioară la catedră, cât și oameni care vin din alte domenii profesionale sau care poate sunt la început de carieră. Formarea este gândită diferențiat pentru profile diferite profesionale, în funcție, bineînțeles, de experiența sau nu a unei experiențe de predare anterioară sau nu. Cert este că în aceste 5 săptămâni, profesorii cu experiență la catedră învață și exersează să se uite, îndrăznesc să spun, diferit
la clasele pe care le vor regăsi, cu care se vor reîntâlni în septembrie. Iar pentru cei care nu au mai profesat până acum în învățământ, acesta este antrenamentul care îi ajută să facă față primului modul de școală din anul școlar ulterior. Și când spun să fac față, deloc nu încerc să dramatizez situația, cât încerc să descriu provocarea și doza foarte mare de profesionalism și de antrenament de care este nevoie pentru a produce rezultate, adică rezultate în sala de clasă, rezultate pentru elevi, într-o școală vulnerabilă, într-o școală în care, nu știu, poate există mult absenteism cronic, poate nivelul de competențe ale copiilor sunt mai joase decât am anticipa sau decât ar fi normal la anumite vârste sau în anumiți ani de studiu. Iar pentru a răspunde, copii care au poate situații mai provocatoare, personale, familiale, care au venituri poate mai mici, în orice caz, pentru a putea produce o învățare realmente relevantă și folositoare copiilor acestora, uitându-ne la ei prin prisma întregului potențial pe care îl au, indiferent de unde s-au născut, indiferent de unde merg la școală. Acesta nu este un lucru foarte ușor. De aceea noi, de fapt, Academia de Leadership și Pedagogie care se întâmplă acum, este un prim pas în 2 ani, într-un proces de 2 ani, de fapt, de formare continuă și susținere continuă din partea organizației, la sfârșitul cărora vedem însă niște rezultate foarte bune care ne dau încrederea și ne arată că este foarte posibil și că ar trebui să ne așteptăm ca școala din mediul rural, ca școlile vulnerabile să producă educație modernă, relevantă și de cea mai bună calitate. Este posibil, deci dacă este posibil, atunci înseamnă că suntem obligați să o facem. Ați punctat foarte bine educație de calitate, pentru că rolul unui cadru didactic, rolul unui profesor, nu este doar acela de a transmite pur și simplu niște cunoștințe dintr-un anumit Just. domeniu pe care l-a studiat de-a lungul timpului. E nevoie de implicare emoțională, este nevoie de implicare, de înțelegere profundă, este nevoie de empatie, de a ști cum să socializezi și cum să înțelegi copilul din fața ta, cum să te raportezi la el în funcție de situația de unde provine, și aici mă refer implicit la situația materială, la situația socială. Lucrurile acestea se învață în cei 2 ani de activitate pe care un cadru didactic sau un viitor cadru didactic care dă, iată, își dorește să urmeze o carieră în domeniul acesta, o face la Teach for Romania. Mi-a plăcut foarte mult că ați spus și ați menționat despre faptul că au venit și oameni și vin oameni care au lucrat în diferite domenii, în domenii care n-au avut nicio legătură cu învățământul până în prezent. Aș vrea să știu, nu știu, poate un exemplu care v-a rămas în minte, care a existat de-a lungul timpului, un cadru didactic devenit, sau mă rog, venit din alt domeniu de activitate, care a descoperit lucruri noi în cadrul programului Teach for Romania și a rămas în sistemul de învățământ, căci eu sunt sigură că s-a întâmplat lucrul acesta. Oh, da, categoric.
Cea mai mare parte a oamenilor care intră în program, indiferent de faptul că au sau nu experiență didactică anterioară, decid să rămână în învățământ. Cei mai mulți dintre ei, din poziția de profesor, învățător sau educator, o parte dintre ei din alte roluri din acest ecosistem care este, de fapt, foarte mare al educației. Sunt mulți oameni care și-au descoperit vocația pentru educație alături de Teach for Romania și mă simt așa recunoscătoare de fiecare dată când mă gândesc la ei. Nu știu, îmi vine în minte, de exemplu, una dintre colegele noastre care a venit într-o agenție de publicitate, care a devenit învățătoare. A stat alături de copii, a dus copiii într-un proces foarte accelerat de învățare, luându-i de unde erau, dar înțelegând foarte bine, chiar dacă nu avea pregătirea anterioară de profesor, care sunt lucrurile critice pe care trebuie să le dezvolte la elevii ei, iar în mod particular mă gândesc la ea că a lucrat mult pe zona de literație cu copiii, dar într-un fel atâta de ingenios și de captivant pentru copii, cum spuneai și tu, învățarea este în primul rând despre relație. Trebuie să reușești să construiești o relație bună cu copiii, între copii, în sala de clasă. Trebuie să existe colaborare a lor cu tine ca profesor și a lor între ei. Și acum, chiar zilele acestea, lucrează la o piesă de teatru pe care o scriu și o pun în scenă copiii din clasa ei pentru a-și antrena abilitățile de literație. Iată un om care vine cu un background foarte diferit, cu experiențe foarte diferite, dar care reușește, înțelegând și cu, mă rog, cu formare și susținere adecvată, bineînțeles, profesionistă, înțelegând foarte bine ce este de făcut pentru copii, astfel încât să obținem, să ducem copiii înspre profilul absolventului pe care îl avem definit pentru întregul sistem de învățământ public și care este absolut minunat, pe care îl folosim așa ca stea polară, ca punct terminus, dar uneori eu cred că ce lipsește este cum facem ca să ajungem acolo, iar prietena și colega noastră, care mă gândesc acum, a reușit să găsească un cum foarte bun, foarte profesionist și care, cum ziceam, folosește în mod tare ingenios experiența ei anterioară, profesională, pentru ca elevii ei să ajungă acolo. Mai sunt oameni din diverse industrii, din banking, chiar și din sectorul IT, antreprenori care au intrat în sistemul de învățământ public și au rămas acolo, inclusiv oameni care fac această reconversie profesională după mai bine de 20 de ani în sectorul corporate. Iată, niciodată nu e prea târziu, zic eu, pentru niciun fel, pentru orice fel de fapt, pentru orice fel de schimbare, niciodată nu este prea târziu. Așadar, Mara, până pe data de 6 august, sunteți la noi în județ, peste 530 de elevi iau parte la această ultimă fază, da, dacă putem să spunem așa, din programul Teach for Romania.
Și aici vorbim, bineînțeles, despre A academie. formării inițiale, da. Timp în care în aceste zile profesorii, viitorii profesori, da, intră în clasă, susțin pentru prima dată din postura de cadru didactic ore conform planurilor de lecții construite de ei. E forfotă mare, mă gândesc, este multă muncă, dar și multă. Eu văd foarte multă iubire în tot ceea ce faceți de 10 ani, da, pentru că aveți 10 ani de activitate. O academie de leadership și formare în tot ceea ce, ce implică sistemul nostru de învățământ. Și îmi place cum ați scris că sunteți acceleratorul schimbării în educație. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că, iată, anul acesta sunteți în Suceava și poate cine știe, la sfârșitul programului ne vom și întâlni cu câțiva dintre profesorii care vor activa pentru următorii O, 2 ani. da. Cel puțin în sistemul de învățământ. Ne dorim foarte mult să-i cunoaștem, dacă nu pe toți, măcar pe câțiva dintre ei care vor rămâne, iată, în mediile defavorizate și vor Da. ajunge să se dezvolte ca oameni, în primul rând. Categoric. Noi am făcut această promisiune față de noi și față de copiii care merg la școală în întreaga regiune a Moldovei, deschizându-ne un birou regional acum deja 3 ani, nu vine să cred că au trecut deja 3 ani. Acesta este practic una dintre dovezile promisiunii noastre de a rămâne pe termen lung în regiunea Moldovei, pentru atât cât va fi nevoie, pentru a lucra cu cadrele didactice de acolo, cu profesioniștii din educație din regiune, cu copiii care merg la școală în școli vulnerabile din toate județele din Moldova, cu scopul foarte clar, perfect cristalin în mintea noastră de a demonstra și de a pune în practică o școală cât se poate de modernă, ambițioasă și relevantă pentru copiii din această regiune, indiferent de venitul familiilor, indiferent de unde se găsește comunitatea sau școala pe hartă, indiferent de factori de tipul acesta care nu reprezintă niciun fel alegerea, capacitatea sau voința copilului. Mara, mulțumim tare, tare mult că astăzi ți-ai făcut timp să vorbești din nou cu noi și să ne spui lucrurile minunate care se întâmplă la Teach for Romania. Rămâne să știm în picioare promisiunea că ne vom vedea și în studioul Viva FM cu câțiva dintre profesorii Teach for Romania, care, iată, în aceste zile sunt în Udești, la noi în județ, și vrem să ne auzim și pe viitor ca să vorbim despre învățământ, despre dezvoltare și despre lucruri valoroase pe care voi la Teach for Romania le realizați. Mulțumim tare, tare mult pentru invitație, cu drag acceptăm, onorăm invitația și abia așteptăm să ne reauzim. Îți doresc o zi frumoasă și spor acolo, că am văzut că ești în clasă. Deci sunt frumoase care se pregătesc, mă gândesc. Da, mulțumesc mult de tot. Zi frumoasă! Zi frumoasă!